Adrian Alexandru, care la arte plastice, deci era prin 84-85, făcea etnografie bizantină, Roma de Lune, pe Sirul și Simeon al Teolog. Și expresia îi aparține Sfântului Simeon al Teolog. A fost o revelație pentru mine. Dumnezeu se roagă în noi. Dumnezeu se roagă în noi să ne întoarcem. Această rugăciune a lui Dumnezeu în noi. Deci este o expresie specifică Sfântului Simeon al Teolog. Acum, ceea ce privește, apropo de copiat, ne asemănăm, pentru că eram elev, s-a trezit această dragoste cu Daniel Turcea. Eram elev la seminarul din Buzău. La Buzău a fost un ierarh luminat. Este vorba de Antonie Comandar, care a stat doar 2 ani la Buzău, dar a făcut o epocă. Și în biblioteca lui Antonie Comandar, viitorul mitropolit al Ardealului, în Albrea Sfințitul Casian, care era profesor atunci, ne-a dat Epifania, volumul Epifania, și am și eu un caiet în care am copiat poeziile lui Daniel Turcea cu arhitectura lui. Și la prima seară, dar are arhitectura aceea, la prima seară pe care am organizat-o aici, cu Daniel Turcea, deci a fost domnul Zorin Dumitrescu, și domnul Zorin Dumitrescu ne-a spus, doamne, e greu să-l înțelegi pe Daniel Turcea, și am dat domnul Dumitrescu. Știți, eu am copiat, uite, ați poezie, chiar am proiectat, aveam caietul. Și pot să spun și eu ca țăran, nu mai fi înțeles, dar pot să spun ca țăran că mi-a plăcut. Și dovadă că mi-a plăcut, am copiat aceste versuri. Și am caietul acela, cu mare drag, le citesc. De multe ori am mers la Mănăstirea Cernică, la mormântul lui Daniel Turcea, care este pe mormântul lui Ioan Ianulin. Foarte interesantă apropierea. Am mers cu fiii duhovnicești, fiicele duhovnicești, și am recitat, dar după caiet. Pentru că era altceva interesant. Propăm acum pe doamna Elena Dumnezeu să ne